Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la o ediție specială dedicată boxului moldovenesc, dar și sportului în general. Astăzi vorbim cu Petru Caduc, antrenor emerit al Republicii Moldova, unul dintre marii maestri ai boxului moldovenesc care perfecționează boxul Lacrimă în Căuți. Bine ați venit la această ediție specială! Mulțumesc! Bine. Suntem într-un an olimpic, Jocurile Olimpice de la Rio ne așteaptă deja la ușă cu toții. Ne dorim să avem foarte mulți sportivi moldoveni acolo, cum s-au întâmplat și în anii precedenți, în special și la box, unde am avut prilejul să ne bucurăm cu foarte multe medale în edițiile anterioare. Ce se va întâmpla în acest an la Rio 2016? Cum este pregătită Moldova din punct de vedere al boxului pentru această competiție? În primul rând aș vrea să spun că într-adevăr noi ne pregătim și nu în ultimul an, dar noi an de an ne pregătim către acest mare festival al boxului internațional și toți sportivii, adică de eu mă refer la box, speră să ajungă la Jocuri Olimpice, fiindcă eu am fost la 4 ediții cu boxerii mei și de câte ori am fost boxerul au participat cu succes, chiar dacă și la două olimpiade am luat medale, de la două nu, dar oricum am făcut maximul ce-au putut boxerii și nu dat de râs țara noastră și boxul moldovenesc. Dar anul acesta, de asemenea, avem noi, eu nu odată am spus, avem câțiva boxeri, necătând cuneva se speculează că noi avem boxeri mari, boxeri tari, boxul e tare, nu mai este. Noi în Moldova avem câțiva boxeri care poate să facă față, adică să califice la Jocuri Olimpice. Eu sunt 4 boxeri. Eu am spus nouă dată și eu cred că asta se confirme. Deci avem Vyacheslav Gojan, care după traume s-a revenit foarte bine. Eu chiar și acum am fost la un cantonament și o boxat cu liderul boxului ucrainean, un premiant la mondiale, campion european, și l-a bătut și în knockdown l-a pus. Cred că nu i-a dat lui câștigul, dar asta cu mine nu mă interesează la turneste, dar a venit într-o formă tare bună. A doilea l-a numit pe Dimitri Gălăgoț, un boxer tânăr care se ridică permanent și era oricum să facă concurență la mulți lideri a boxului internațional. A treilea l-a spune Vasile Belous, participant la Jocurile Olimpice trecute, un boxer tehnic foarte bun și credem că el tot are o șansă. Nu, și a patra l-a spune pe Alexandru Rășcan din Tiraspol, care el, de semne, cu mine echipă, stă de acum 5-6 ani și se pregătește și noi tot sperăm că el poate să obții o cotă. Deci la ăștia 4, eu cred că dacă unul dintre ei a să obții o foaie de plecare la Jocuri Olimpice, va fi foarte bine, măcar că spune că chiar 2 și 3 ar merita, dar cu părere de rău, eu să spun drept că am și unii suspecție, spune, la boxul internațional, fiindcă eu am observat în ultimul timp să formează niște grupări, a spune, mafiotice, în arbitraj unii, să dă câștigul unii cineva cu tărește dinainte și asta eu cred că asta e foarte rău pentru boxul internațional, fiindcă eu vorbesc cu mulți antrenori din multe țări de astea de-al de noi, și foarte mulți specialiști în box indignați ce se întâmplă în boxul internațional. Deci să duc oameni, vin cu bani mulți, dă și toți vreau să participi și atunci noi ce facem? Chiar dacă și ești mai tare, atunci te dă în vins și eu, exemplu, am avut ca an. Eu cel mai tare m-am disperat, anul noi am avut o echipă tot cu ăștia boxiori care v-am numit, am participat la Jocurile Europene, unii noi am fost pus la sorți, dar sorți să le fac undeva electronic, le fac pe ascuns, până vine și ne le arată nouă și noi am fost puși deodată sub cei mai tari boxeri că să pierdem. Și necătând la cei că Gojan l-a bătut pe rus, l-a bătut acolo fără probleme, a câștigat. Și acolo noi nu avem treabă că se ruși. Dacă se ruși, ei au bani mulți, îi duc, ei au mafia lor în arbitraj și noi nu avem treabă. Și la campionatul european, de asemenea, noi trebuie eu încrezut, eram în două medalii, un sceptru de finală, Dimitri Gălăgoț l-a bătut clar pe rus, pe Dunaițu, care apoi a devenit campion european și campion mondial a venit, dar el a fost clar, el în două reprize clar și tot spun și se vede lupta, că acum tot e transparent,
Și părere de rău, toți, tot a noștri, conducătorii federației, zice, e, dacă e cat cu rusul, ce să facem noi? Păi atunci, despre ce noi putem să vorbim? Ori Belarus îl bate pe spaniol în o optime de finală, clar l-a bătut, i-a dat lui și, măcar că noi avem reprezentanță federație, avem în Federația Europeană, care om, care eu socot că el încurcă nouă. Deci are niște cum spune, probleme sau a lui are niște probleme personale, în cadrul Federației Europene, cred că are clu într-o anumită, cum v-am spus, mafie de arbitri și el hotărăște lui întrebări. Cine trebuie să câștige, cine trebuie să piardă și atunci despre ce noi putem să vorbim. Eu cred că să fim noi lipsiți de așa indivizi care nouă ne încurcă dinăuntru, dinăuntru boxului moldovenesc, eu cred că noi oricum avem speranță, fiindcă eu îți vă spun, iacă, vă spun despre două medale care noi le-am cucerit cu Grușac în 2000 și cu Gojan în 2008. Nu a fost nimeni implicat în arbitraj, nimeni nu ne-a ajutat, singur ne-am mers, singur s-a calificat în ultima sută de metri, s-a calificat și Grușac, și după bani, până la ultimul secundă, am mers și am căutat bani să plecăm la ultimul turneu. Și nu a fost nimeni, atunci toți stau deoparte, și federație, și comitetul olimpic, nimeni nu era pe bără. Păi ce s-au calificat și încă și medalii am luat. Și așa și în 2008 a fost tot aceeași problemă. N-am avut noi nimeni sprijin care să meargă să ne ajute. De ce eu aș recomanda și președintele federației și Ministerul Tineret Sportului, care eu am încredere în ministru, un băiet care dorește să facă, nou venit în sport, dorește să facă ceva pe sportul moldovenesc, ca noi să fim echipă, să fie de așa persoane, să fie adică exclusă și persoane în echipă care duc să ne fac nouă. Dar cine sunt aceste persoane? Eu, de exemplu, vă spun așa cum este. Este așa un individ care se numește Maxim Certkovțăv. E membru executivului Federației de Box și membru executivului CNOS, adică Comitetul Național Olimpic Sportiv. Și face și parte și din Federația Europeană de Box. Da, și face parte, da. Și este un om care e trăsnistră și el are niște legături cu alții, eu cum v-am numit eu, de ce am spus. Și e cu hotăresc întrebarea, ca exemplu, eu sunt lucrurile și eu nu pot să vă demonstrez, dar eu asta de acum, asta, și băieți toți știu și, de exemplu, ca exemplu, poate spune că nu-i trebuie să câștige domnul Mihai, dar ce nu-i trebuie pe nimeni? Așa, în cercul lor. Și atunci, gata, se trec toate treburile. Și acolo au ei, de exemplu, anumiți arbitri, care acei mai au influență și la alți arbitri, și atunci noi ne ducem și de acum ne ducem pe o noată proastă. Dar atunci când noi nu avem pe nimeni, deci arbitri sunt, văd doi sportivi, colțul roșu, colțul albastru, care îi văd, celui de câștigă. Așa cum eu v-am povestit chiar la medalii astea două. Nu au fost nimeni unui agitat. Am mers și așa și am cucerit și medalii. De ce asta? Eu m-am adresat și la Comitetul Olimpic și președintele Federației de Box. Am spus, omul ăsta nu trebuie să meargă. Eu nu știu. Ei au cu dânsul prietenii, au legături de prietenie, ce legături au, eu nu știu, dar eu spun că nu sunt bune lucrurile. Și chiar când noi, boxerii la Grămâcuț, am dat știrea asta, când un boxer din Trăsnistră a ieșit cu drapelul Trăsnistrei, și credeți că asta prima dată a fost? Asta de multe ori a fost. Numai el, dacă el s-a arătat, s-a pus poza lui, asta că cum se bate joc de cine? De noi. De țară. Cine suntem noi? Nu suntem nimeni. Noi se primește că suntem o țară, un sport care stăm într-o groapă, adică o spălătorie suntem și cu noi poate să spele toți. Ei, stai Republica Moldova. Și încă eu voi spune și altceva, sunt că participi pentru zducul, pentru lotul Republicii Moldova, sportivi din alte țări. Nu-i controlat sportul moldovenesc, nu-i controlat zduc, noi vedem. De unde mai sunt la sportiv acela? Sunt la campionatul european. Noi nu știm de unde. Să duc sportivi, să duc arbitri care reprezintă altă țară, din altă țară, dar reprezintă Moldova. Cred că Moldova spate, acolo nu e nimic strat. Cine e Moldova asta? Noi nu sunt nimeni. Și cu părere de rău, asta e o tragedie mare pentru sportul nostru, fiindcă de-al de școala noastră, de-al de mine, sunt încă alte școli.
sunt oameni care vreau să fac ceva pentru țară, dar e clar că așa, cu așa indivizi care strică imaginea țării noastre și care ne încurcă noi să lucrăm, e clar că noi de parte n-a să ajungem. Și dacă n-a să fie schimbat ceva înspre bine în Guvernul Republicii, în Guvern, am de pe direcția sportului, noi, el nici nu poate să închidă tot sportul ăsta, că cum a început aduce sportivi străini. Lasă, aduc sportivi străini, a noștri copii lasă, duc să ocupi cu narcomanie, că vedeți că se ridică narcomanie, bețeile, eu văd în sat la noi, 20 de ani în urmă era rușine. Cum, măi, iau, te-n Chișinăuri, bă, sunt narcomani la noi, sunt, în sat sunt narcomanie. E catastrofă, eu vă spun. Nu mergem noi spre bine. Nimeni nu trage atenție la cultura fizică. La, chiar și eu știu că multe școli educație fizică, învățători de educație fizică, sunt puși învățători de educație fizică, niște profesori de alte specialități, numai că se primească niște ore. Dar nu se fac. Ei, ce e acolo? Educație vezi. Ei, duceți acolo și alergați. Nu alergați, ce ședeți acolo și streacă ora și sprânească banii pentru asta, cu tare sau cu tare profesor. Dar nu-i de la profesorul de educație fizică, care el știe să-i vezi pe copii, să stăi corect, să alergi corect, să facă exerciții de gimnastică. Asta e o problemă, eu spun, e un dezastru pentru tineretul nostru, pentru tineretul care vine din urmă. E asta cu părere de rău, asta este. E că domnul Mihai ce-am vrut eu așa o introducere. Apropo despre lotul național și Jocurile Olimpice care ne așteaptă, care sunt turneele de calificare unde acești patru boxeri și alții încă își pot câștiga? Deci, primul turneu de calificare este turneul european care se va desfășura în Turcia, în oraș Samsun, în perioada de 7-17 aprilie. Peste câteva zile. Peste câteva zile, bani? Da. Nu știu eu ce avem, fiindcă eu vă spun cum noi trebuie să, adică în planul meu de pregătire, când eu am făcut un plan de pregătire, turneul de calificare era pus și turneul din Germania. Adică ce am fost la un turneu în Ungaria, unde am participat cu liderii, pe urmă turneul din Ungaria, din Germania. Deci până în un moment eu am făcut legătură cu ministru, domnul ministru, vă rugăm, domnul ministru spune că am ușa lege, că trebuie tot pe federație, părere de rău, asta e foarte rău. Și am umblat până în ultimul moment, de-am domnul președinte Chertoc, peste o săptămână, spune, da, poftim, de-am puteți vă duceți, luați bani, că nu-i problemă, cred că cineva de la federat, de la minister a sunat, dar de acum era târziu că eu știam, de-am eu schimbat și planul de pregătire, că am rugat ucrainenii să ne prăniați din contul lor, fiindcă asta e situația, că și în Germania trebuie mulți bani. Trebuie 50 de euro să plătim ziua cazarea masă și plus biletul de avion și asta e, nu. Deci, nicât în lasă noi am fost la o pregătire bună în Crivoi Rog, Ucraina nu a primit din... Deci ne primit, fiindcă și eu am primit pe deși de două ori din contul nostru. Și am participat și la un turneu format din trei state, gruzinii, au fost și ucrainene și noi, și băieții au participat care în două lupte, care într-o luptă. Și deci am văzut, cam tot verific în ce stare îți găsesc chiar la ziua de azi și sperăm că acum trei zile s-o acasă, băieții îi trimit după efort mare fizic și să începem pe 23-24 pregătiri după cum noi o să putem. Cred că poate am să vorbesc cu românii, să facem niște șparinguri înainte de turneul ăsta și să plecăm. Deci ăsta e primul turneu. Și eu am propus și președintelui și deci la autoritatea boxului din Moldova că noi trebuie să zicem cu puțini și buni. Dar nu zicem cu termicheau, nu zicem cu 10 și acolo trebuie să pierd la rând, pierd și de-am puteți să ne pun la rând cu cei slai. Zic că n-are rost. Și ghipiți unul cu asta, un sportiv cu asta, bani mulți de participare. Noi îți plănește peste 1000 de euro în persoană. Deci să ducem noi cu 4, cu 5 sportivi la mai multe cantonamente, la mai multe turnee de pregătire, unde noi suntem încrezut că ăștia poate cineva, poate să iei cineva, ori să ducem cu 10 care ei n-au nicio treabă. Care e situația? Deci eu n-am cuvânt acolo, nu vreau să mă ascult, eu cred cu ministrul, o să vorbesc pe tema asta. Federația nu vă dă cuvânt? Da, președintele zice că nu, că trebuie și aceala, îți duc și aceala, dar eu știu, doresc o statistică, de exemplu Mihai Bucșiu,
au participat timp de un an la turneele internaționale și nu are niciun câștig. El nu câștigă boxerul ăsta. El rămâne boxer, poate pe viitor, ori să meargă boxer de nivel național, nu internațional. Unii noi citim, noi să facem, nu se primește. Dar dacă zici că trebuie să ducă, eu ce pot să fac? Eu trebuie să lucrez cu ăștia care stari și să ducem cu dânsul să lucrăm. Asta. Și nu se așa mulți bani și după asta încă stați că trebuie iar să facem pregătire cu cineva, să facem să participăm la un turneu două și luna iunie, între două jumătate lunii iunie, este turneul internațional. Aici, la turneul european, trei boxeri se califică, dar la internațional, cinci. Și oricum eu cred că, cu Doamne ajută, eu, boxerii ăștia care eu i-am numit, cineva poate să meargă pe linie bună și să slușii cu afiorele astea care le facă, eu cred că noi trebuie să avem unul, băiat, că meritam. De regulă, înainte de fiecare Jocuri Olimpice, se formează un comitet de organizare din partea statului, unde este implicat chiar primul ministru, după care ministrul tineretului și sportului, președintele Comitetului Național Olimpic și șefii tuturor federațiilor sporturilor olimpice. Iată, suntem deja în aproape în luna aprilie. Avem un astfel de comitet? Eu, domnul Mihai, eu vreau să spun un lucru, că cu părere de rău. E clar că la noi sunt probleme politice, schimbă guvernele, ministri schimbă, dar oricum, dacă nu e comitetul organizatoric și eu chiar, dacă pe cineva ascultă din conducerea țării noastre, din guvernul, trebuie numai decât, chiar și în ultimul moment, trebuie de format să participăm la o ședință în comitetul organizatoric, că noi îți dăm întrebări la președintele Comitetului Olimpic, la președintele federațiilor, îți dăm noi, adică în fața conducerii statului. De ce așa, dar nu așa, de ce așa, nu așa? Dar cred că este lucru special faci cineva, că adică la noi tot e gine și tot normal și nu trebuiește comitetul organizatoric. Comitetul organizatoric trebuie numai decât. Și eu chiar rog, cât mai urgent să fie format, o ședință sub conducerea primului ministru sau un reprezentant al guvernului, plus ministrul tineretului sportului, plus toți președintele federației care au pretendențe la pretențiile. Da, și plus Comitetul Olimpic, dacă am spus. Și numai decât trebuie. Eu cred că și asta o leacă încurajare. Când vă spun și sportivii ăștia lideri care v-am spus, ei toți disperați. Vă spun, cum, dacă ei știu ce se întâmplă în boxul nostru, despre ce merge vorba? Și apoi vă spunem încă altceva. Deci, eu am echipă tare, format cu ani, tot cu sânier guvernului, cu conducere, cu a ministerului, suntem școala statului. Dar când se aduc așa argumente, zici că, bă, dar de ce numai voștri să câștige? Adică trebuie să câștige și mai unul și de acolo și unul de acolo la campionatul Republicii. Ăsta e sportul. Și dacă știi că cel mai tare, adică în sport este o direcție. Cel mai tare se învingă. Dar nu așa, hai că să-i mai dăm și la cealaltă și le dăm și la cealaltă. Dar las nu margă este care e mai tare la Grâmcuț. Dar las mai duc și unul din altă parte. Să arătăm că noi avem și în altă parte box. Dar nu mai este. Care stari, aceia trebuie să participe. Și aceia trebuie să apre cinstea țării, dacă sunt probleme, nu poate și în altele școli să dai, cum președintele federației a zis că trebuie să organizeze încă ce intră. Poftim, las organizeze să participăm la cantonamente cu alți sportivi și tari, numai noi știm tari. De ce eu trebuie să mă duc în altă țară să-mi bătem boxori tari, dar la noi în Moldova sunt care fug de noi că să-i bătem. Păi stai box, nu te nicem undeva să ne bat, să ne învățăm cu tare. De aici ei fug să nu-i bată. Apoi ce aici noi ne jucăm de ce? Despre ce noi putem să vorbim mai departe? Spuneați că este o mare mafie a arbitrilor în competițiile internaționale. Cum stăm noi la nivel de arbitraj? Nu avem arbitri care să ne reprezinte la competițiile internaționale? Noi avem arbitri cu 3 stele, avem, eu cred că vreo 4, avem vreo 4-5, cred, și avem arbitri buni. Dar, cum să vă spun, deci, eu cred că arbitrii noștri nu fac parte din structurile astea mafiotice
și chiar păreri de rău e nu tare să invitați. De exemplu, la Jocurile Europene nu a fost reprezentantul Moldovei, la Jocurile, la Campionatul Europene nu a fost, la Campionatul Mondial nu a fost invitat, iar că la primul turneu de calificare tot nu e arbitru nostru. Deci cineva acolo o face, eu nu știu cum alegă și cum fac sistemele astea. Bă, am și eu niște suspecții, dar nu mai vreau să spun, că prea mult spun și de ce așa se întâmplă, dar asta e. Care a fost poziția Federației de Box cu privire la acel sportiv din Transnistria, care deja s-a dovedit, s-a văzut și fotografia că a ieșit cu drapelul la Transnistria? Eu vă spun, deci a fost, după ce, deci e clar că în primul rând am fost eu și cu sportivii Nie, adică acum, că noi n-am făcut bine, că noi scutem gunoiul din box. Adică voi ați fost învinuiți? Învinuiți că noi am declarat asta. Atunci eu zic, în ce țară trăim noi și cine suntem noi? Că eu vă spun că lucrurile astea nu au fost prima dată. Dar când de-am așa avut, așa curaj sportivii, trebuie să iasă și spui fotografie lui în internet, să vadă tot lumea, că ia uite noi cine suntem. Ia uite noi, ce mai îmbrășii cu țara lor? Că noi suntem. Deci s-au hotărât așa. În primul rând a fost învinuiți și în al doilea rând au fost pedepsit niște antrenori din Rusia. Că cum că ei au fost pedepsiți, că ei erau vinovat, că ei au participat la turneile astea internaționale și ei au fost pedepsiți pe jumătate de an, niște reprezentanți a nu țării noastre. Ia că ce s-au hotărât. Iar acești sportivi primesc bani din partea bugetului statului pentru pregătiri, pentru cantonamente? Eu, da, primesc și din banii statului, da, primesc. Ca să reprezinte Transnistria? Să reprezinte, da, să apășesc prin ei. E clar că ei au și a lor, deci ei au statul lor, au banii lor. Au. Eu, de exemplu, tot aici sunt niște lucruri care eu tot nu înțeleg. De exemplu, ei dacă au, ei vreau să particip. Vedeți care e problema cel mai interesant? Că ei sunt sportivi, că nu vreau ei taman să reprezinte statul nostru, de vreau pe dânsul să reprezinte. Adică au găsit o undă unde poate să participe la un turneu mare, dar pe unde? Pe Moldova. Oh, aici, spate, că aici sunt oameni că poate să le ajute și ei poate să participe prin țara noastră. Înțeleg? Și dacă spui ceva, gata, noi suntem naționaliști și nu e bine, de ce noi spunem? Trebuie să tăcem. Ei las participi cum ei vreau. Eu chiar vă spune, acum a fost la cantonament, eu m-am înțeles cu președinte, cu antrenorul principal din Ucraina, zic că prindeți, că n-avem la noi șef și ne prindeți din contul vostru, că și eu i-am prindit pe dânsă, că haide. Și pe urmă au venit încă doi sportivi din Tiraspol. Da, și când au ieșit la competiții, nu au ieșit cu emblema Transnistria, dar cu emblema Bulgariei de-am ieșit. Nu așa, da. Și ce mai important, că un lucru interesant, văd că a scris acolo Vasile Belăuz, că el a stat campion la turneul ăsta, a câștigat la două meciuri și a stat campion. Acolo tot era așa, deci organizat că la campion să intona imnul țării. Adică trei state, am fost Gruzia și Ucraina și noi. Și când s-a intonat un imn care eu nu-l cunosc. Și eu mă revoltat, zic, oameni buni, stați aici, ce cântați voi? Eu este, mă înțeles, cu ori imnul care a fost a Republicii Sovieti Socialiste Moldenești, ori imnul Transnistriei. Zic, opriți aia, băieți, ce faceți, ce vă băteți joc? Și e clar că e oprit și-a cântat întâi imnul cealaltă, pe urmă oprit, s-a cerut scuze la public, la toți, și s-a intonat imnul țării noastre. Dar cu zi înainte, eu cu Valeriu Bandera, care a arbitrat, apoi eram în sală unde noi și ne antrenăm să pregătim ringul pentru competiție și acolo am văzut că eu controlat imnul țării noastre și noi l-am ascultat. O, că poate a dat Domnul și a scânt și imnul nostru. Era imnul nostru care trebuie. Dar atunci, știți, da, poate și e greșeală, știți, poate și e greșeală, dar ce la noi tădată greșelile astea se întâmplă? Da. Și atunci eu tot mă gândesc, nu poate și o sună de undeva, eu mai puneți. Eu nu am verificat, deci să poate și imnul Transnistria. Eu nu știu. Dar ia că disciplina sport în țara noastră, ia că unii noi am ajuns, cu părere de rău. Ce spun sportivii despre acest lucru, băieții? Dar ce poți spune? Băieți toți se indignați de lucrurile astea, nu? Dar ce noi putem să spunem? Eu cred că este lucruri, eu cred că trebuie și în cadrul Ministerului Tineret Sportului,
trebuie și o comisie de disciplină. De disciplină, da. Și toate lucrurile astea se pedepsească. E, cum la noi, la Federație, zice, că nu ești nova sportivă, ăsta cu ieșit el cu asta. Cum? El a participat la europene, la mondiale, a participat pentru Republica Moldova. Dar aici el, lui o dat și el nu știe ce ține în mână. Nu e drept, ăștia trebuie să pedepsiți, că știe și alții. Ei au, adică, un drum de a participa la campionatele mondiale și europene, să mă înțănească, are drumul prin, cu țara noastră împreună și încă și ești finanțați din partea țării noastre. Și chiar vă spun, chiar eu mă duc, eu ne singur venit la cantonamentul, cum ei s-au făcut legătură și eu prieteni ucrainene și pe dârșii, dar ei au ieșit cu flagul Bulgariei. Și Bulgaria ce spun? Nu, pe mine nu mă interesează, dar înțelegeți când pe eu, când se trage atenție o dată, două ori, băi, știi, ești membru în lotul național, deci poți să scoși flagul Moldovei, cum te-ați băieță la noi, te-ați au. Dar nici cu Moldovei, nici în Transnistrie, dar cu Bulgaria, măcar altă țară, și dar nici cu Moldovei. Ia că eu vă spun niște lucruri care, cu păreri de rău, la asta le este zile mai jos. Astăzi. Și cred că dacă nu, eu chiar tare aș vrea și niște forumuri republicane cu înainte să organizau, doar, cu participarea activului sportiv din Republică, de mai discutat cu reprezentantul președintelui țării, a primul ministru, parlamentul, oameni, stați, ce facem noi, ce trebuie cineva să folosească de noi. Eu ce credesc, chiar vă spun corect, eu am fost la jubileu a 25 de ani a Comitetului Olimpic, da, și am văzut. Asta e clar, gata, nu e acolo au fost decorați cine? Cine au fost decorați? Trei sportivi străini au fost decorați, care au fost cei mai tari văzuți, tare au bătut din palmi cu unul dintre și au spus bună seara, bună ziua. Au spus un cuvânt moldovenesc, oh, bravo, că iau-te, ia cu unii noi măgios, cine e? Trebuie să vii sportivi străini, să participi pentru țara noastră și antrenori de-am trebuie să ducă, dar noi dacă avem oameni patrioți și oameni care lucrează, ei, pincetul trebuie dat la o parte și spunem, ia ca asta, noi nu avem în țară, ia că ei trebuie să ducem și să prezentăm. În cazul ăsta, eu cred că trebuie de anulat sportul, să nu avem nimic și atunci eu cred că mai bine să fie. Părere de rău. Sunteți indignat că vin sportivi din Italia, din Ucraina și din alte părți, da, și reprezintă țara noastră? Eu sau că sunt dați deoparte sportivii noștri? Eu am părerea mea. De ce a fost chirtoacă medalia luat la Jocurile Europene? A luat Ienulo, a luat medalie, a luat Cebanu, a luat medalie. Eu sunt de luptător, eu nu zic de box, asta nu. Dar ce, în primul rând, moldovenii trebuie și ei. Da, și ia că avem sportivi. Eu așa, părere mea, poate eu nu sunt drept. Avem sportivi din alte țări, așa. Dar nu, ia născut, nu e drept așa. Atunci, eu să vă spun un lucru. Dacă noi în țară nu se face nimic, am de cu bazele sportive, cu dezvoltarea sportului de joc, a culturii fizice, să dezvoltăm, să selectăm cadrele noastre. Noi se mândrim cu noi, cu găgăușii noștri, cu bulgarii noștri, cu moldovenii noștri, cu ucrainienii noștri, cu rușii noștri, dar noștri care sunt crescuți aici, care sunt născuți aici, dar nu se ducem din altă parte. Dacă ducem, atunci care e rostul sportului nostru? Care rost? Cineva să iasă să bucure chiar că a luat medalii noi la Jocuri Olimpice? Care medalii? Medalii al Grușac, medalii al Gojan, care sunt crescuți de mitel din colb. Cam da, asta e situația. Da. S-a schimbat ministrul tineretului și sportului. L-avem acum pe domnul Zucuc. Care au fost discuțiile cu dumnealui? Cum vede dumnealui starea actuală a lucrurilor? Eu cred că... Eu ne spun părerea mea. Deci, eu, după cum și guvernul a fost format nou și eu cred că guvernul nou format, eu cred că ei trebuie să facă niște reforme mari în țară. În diopște, în toată țara. La noi, eu știu multe lucruri și nu că eu știu. De exemplu, la noi în sat, toți știu. Cine duci spiritul, cine țigări duci pe la noi, pe știu, grăniți, toată lumea știe, numai nu știe cei care trebuie știe. Și în sport, și în altă. Și eu cred că guvernul nou, conducerea nou, trebuie să facă niște reforme mari și cred că să ajungă și la sport. Numai decât. E clar că
când bugetul e sărac, e sărac, sau nu întâi, deloc? Întâi, ori nu, dar întâi cred că trebuie de gândit la salarii, la pensii, la ridicarea economiei și e clar că... Și peste vreo 5 ani și la sport. Eu cred că sportul trebuie deodată să meargă în rând cu acei bani puțini care se alocă. Dar trebuie și transparent unde îți duc banii ăștia. De exemplu, unde s-o dus că duc. Și transparent. Unde s-o dus că duc, câți bani au primit și cine cu dâns s-o dus. Unde s-o dus Mihai. La ce competiții s-o dus, câți bani au primit și cu cine s-o dus. Să vadă lumea, adică banii poporului, banii statului și transparență. Unde s-o dus ei și unde se folosesc și care e rezultatul. Câți bani puțini. Dar trebuie și controlați. Banii statului trebuie controlați. Și ce vă spun că ministrul sportului, pare de bine, noi am organizat un turneu sub egida Ministerului Tinerii Sportului de tineret. Memorial Pavel Lușescu este a fost un mare antrenor de box pe timpurile sovietice și pe urmă. Deci unde și eu m-am antrenat și mulți antrenori au educat de box. Și au participat la acest turneu. Un turneu noi ne-am dorit să facem cât mai la un nivel înalt. A fost lotul României de tineret, că asta mult înseamnă. Și mai buni boxeri din Moldova ce avem noi și câțiva boxeri din Ucraina. Noi am discutat și cu sportivii, am discutat domnul ministru și deci clar că domnul are multe probleme, de astea ca mine, cred că sunt multe probleme și cu toate odată să le rezolvă, cred că nu e așa de ușor, dar cel mai important, noi am atins o problemă care e foarte important pentru sportul moldovenesc, în genere. Deci, încă pe timpul era Ion Ceban, ministrul sportului, și deci un băiat tânăr, tot ne-am adresat, la dânsul că eu așa m-am gândit că ar fi bine, că la noi ne grămâncuți, fiindcă avem tradiții mari de box, avem mari sportivi care au crescut de la sportiv începător până la sportiv de clasă internațională, și câți noi avem, de, oricum, câțiva a să rămâie și a să îndrăjească sportul ăsta și a să lucreze cu copiii în continuare. Să facem niște clase specializate de box, de tip internat, cu selectarea copiilor din nordul, așa spunem, din nordul Republicii. Deci acolo este o școală medie care a fost pe timpuri și acum e părăsită. Deci școala asta se preface complet și alături se mai construiește o sală polivariantă. Deci aici ar fi locuri de cazare, să fie la liceu să învețe cu clasele astea. Deci tip internat. Eu singur am învățat internat și eu știu ce înseamnă asta. Și în felul ăsta noi am putea să ridicăm sportivi mari din zona de nord. Deci, v-am spus, pe timpul lui Ion Cebanu a fost executat un proiect, de urban proiect, organizat din Chișinău, care adică eu a fost în fața locului, s-au plătit bani mulți pentru să execute aici. Deci, ce lucru mare s-a făcut. Și am discutat cu domnul ministru și lui a fost interesat. Zic, eu chiar vreau lucrurile astea noi să facem. E greu că tot construcția asta care se fac, el se ridică unea la 20 de milioane de lei. De asta e mult dintr-o parte, dar din altă parte, închipuiți, asta și un punct strategic pentru sportul, pentru educația tinerii generații, pentru, închipuiți, dar dintre ăștia 30-40 de sportivi, pentru viitorul Republicii. Eu chiar vă spun, chiar la mine, la școală, la mine, care se ocupă băieți, băieți disciplinați, băieți cu minți, băieți cu studii, băieți educați, care îi vor duce pe lume familia lor. Tot așa să fie. Și noi, în felul ăsta, putem să avem și sportivi mari, și lume educată, patriotică. Și în felul ăsta, și la noi în țară sunt formate, de exemplu, câteva centri de astea. De exemplu, spune, la noi, dacă la noi e, adică, nu-i problemă. Nu poți să facă, acolo nu-i box. Acolo nu este box și box mare să facă. Undeva este lupt tare, de exemplu, la Călăraș, ori la Răspăreni, este lupt puternici. Tot așa de găsit, de făcut școli, internat unui copii, dar sporturi grele, copiii săraci ori veni. Și acum sunt mulți copii de ăștia care sunt talentați, săraci și ei ar fi bucuroși părinților și buneilor că ei să fie întrenați într-o educație. Din mai multe puncte de vedere noi putem să
să atragem copiii, să îi educăm. De exemplu, la Căhulă este haltere. Poftim, acolo facem. Nu unii noi, dar acolo unii este. Nu-i rostul să faci un centru, unii nu scadre. Dar la noi sunt, eu vă spun, și la noi așa e, că te zic, aia că este cădu, dar când așa e cădu, ce așa e. Nu, eu trebuie să mă stăruiu și eu să mă stăruiu. Eu, ca să am din urmă, antrenori, da, antrenori care ei, de la mine să le dă eu tot ce eu am știut, că ei să duc faima mai departe. Și în felul ăsta a să fie lucru bun în țara noastră. Și e bine că domnul ministru acționa, chiar a făcut legătură cu, este ori direcție, ori departamentul de construcții Nord din Băs. Chiar doamna directoare a fost la Dumelude, acum au făcut niște legături cu președintele raionului, deci treaba s-a pornit. Și poate să fie niște granturi cumva, să facem lucrul ăsta, că ăsta, eu spun, nici nu întrebu, că știți, alții zic, iau, că duc și acolo. Păi nu, nici nu întrebu eu să rătați, să am, dar nici nu întrebu nicăi. Deci eu zic, da. Așa e lucru pentru țară, așa e, și lucru bun a să fie. Asta, că eu vă spun că eu în multe țări am fost și am văzut că, ia că în Germania și în Belarusia, tot sportul de performanță ține pe școli internat, pe clasă, pe tipul ăsta. Dar așa noi extrăgem cumva de undeva, nu. Să avem sportivi, noi trebuie să avem clasă de tip internat, care ei să ducă de urmă să rădici. Că eu sunt crezut că în timp să avem clasă, este între 7-8 ani, ăsta îl aduce un premiant la europene, un participant la jocuri, și ăsta e precis. Da, din 20, nu 20, dar din 35, 4. Numai decât s-au ridicat, copiii cei care sunt fanați și le place și au talentul mare. Și, numai, și eu într-asta sunt crezut. Și eu cred că numai așa în țara noastră poate să avem. Asta poate fi o strategie a sportului național de performanță. Strategie pe care nici nu avem încă. Care, eu nu știu, înțelegeți cum. Eu și eu ministru, eu nu vreau și nici nu întreb, că eu am lucru în eu. Dar adică lucrurile astea, eu m-am luptat pentru lucrurile astea și pentru disciplina sportivă, pentru toate lucrurile astea, știi că s-a dus un sportiv după graniță, s-a dus el la competiții internaționale, trebuie că el s-a dus să apere cinstea Republicii Moldova, dar nu a lui personal întâi, dar cinstea țării. El trebuie știi pe ce imnul scânte, el trebuie știi toate lucrurile. În orașul îți duc și noi nu știm cine s-a dus, unde s-a dus, sau da, pe Moldova, nu e nici acolo la îți duc, că e acolo merge. Ia ca asta e un gruț. Pentru că vorbeam ceva mai devreme despre acest cantonament împreună cu Ucraina și Georgia, avem și o știre bazată pe această victorie a lui Vasile Belous. Boxerul moldovean Vasile Belous a câștigat turneul internațional organizat în memoria lui Anatoli Petrov, patriarh al boxului din localitatea Crivoi Rog din Ucraina. Sportivul nostru s-a clasat pe prima poziție la categoria de 69 de kilograme. Un alt pugilist moldovean, Dmitri Galagoț, a obținut medalia de argint. Acesta a cedat în finala competiției în fața boxerului din țara gazdă, Victor Petrov. Într-o altă dispută și Vyacheslav Gojan și-a adjudecat locul secund după ce a pierdut în ultimul act de la vicecampionul mondial, ucraineanul Mikola Butsenko, la categoria de 56 de kilograme. Alexandru Râșcan și Alexei Zavatin au ocupat pozițiile cu numărul 3 ale ierarhiei. De asemenea, meciul dintre Mihail Kvasiuk și Timur Beleac din Ucraina a fost considerat cel mai spectaculos al turneului. Pugilistul nostru a primit premiul special al organizatorilor. Boxerii moldoveni au ca obiectiv obținerea biletelor pentru Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Turneele de calificare se vor desfășura în perioada 7-17 aprilie la Samsun, Turcia și 7-19 iunie la Baku, Azerbaidjan. Am revenit în studio, suntem în continuare la această ediție specială cu domnul Petru Caduca, antrenor emerit al Republicii Moldova la box. Vorbim despre această ramură sportivă în Republica Moldova. Ne așteptăm să avem cel puțin 4 cote de calificare la Jocurile Olimpice de la Rio la box. Doamne ferește, 4. Una măcar să fie. Una măcar. Da, de, doamne, 4. Da, doamne, 4. Ne pornim după una să fie 4. Suntem deja pe finalul acestei ediții speciale. Ca o concluzie, ca un rezumat, ce ar trebui să facă toată clasa sportivă din Republica Moldova împreună și cu guvernarea ca sportul moldovenesc să-l ridicăm la un alt nivel? Eu ce am vorbit până acum este dacă să le
le închegăm, le închegăm împreună, dar în primul rând trebuie să știi toți că sportul este patriotism, educația patriotismului. Fiecare sportiv se duce la competiție să apre cinstea Republicii Moldova, sub drapelul Republicii Moldova, care, de fapt, s-a pierdut asta. Eu v-am dat exemple. A doilea, centri, cum eu v-am spus, câteva regionale, centri regionale, acolo unii este sport, unii este o bază. Ce bază? Cum eu v-am spus, la Gremâncăuți. A doilea. Și a treilea, finanțare corectă. Finanțare corectă, asta puțini, banii ăștia puțini care se dă de ei trebuie și finanțați corect. Cum eu v-am spus, nu trebuie noi să ne ducem 10, 20, 10, ducem-ne noi cei care au o șansă oricare pe ultima de 100 de metri. Da, poate la începutul ciclului olimpic, da, atunci ne ducem mai mulți sportivi, trebuie să-i pregătim, să vedem care, cum, un an, doi, trei, cum, înainte așa era. De exemplu, să da candidați la jocul olimpic, noi format din 10, 12 boxeri. Primul an, a doilea erau 6, a treilea an erau 4, a patru an rămâneau tot 3, așa cum acum. Acum lucrurile astea nu se face, poate și cu schimbările astea de guvern, dar lucrurile astea trebuie să facă numai Ministerul Interiorului Sportului. Și un lucru, eu nu știu, eu n-am spus că disciplina sport s-a delăsat, eu zic așa. Vedeți că acum cum s-a făcut? Eu prima dată văd și tare îmi pare rău că înainte Ministerul Sportului conduce cu sportul. Unii îți duci, cine îți duci, cum? Dar cum zici că te duci la Ministerul, zici, băi, banii sunt de la federație, duceți acolo și voi. Vedeți ce faceți voi cu boxul vostru. Dar nu e corect așa, nu e boxul, boxul țării noastre. Și acolo trebuie și om de stat, înainte era antrenor de stat. Așa cum în țări, așa e normal. Dar cum la noi e un haos. Deci, la federație bani se dau și duceți-vă acolo și voi clarificați-vă voi. Cine-ți ducă? Pe noi, că cum că și pe noi nu ne interesează. Numai să dați corect dări de seamă, adică să nu știi furturi, să nu știi de astea. De rest, nu e drept așa. Statul trebuie să conducă, știi omul pus de stat, știi unde îți duc banii și cui se dă și pentru cine se dă. Și ce obținut din urmă la banii? Și ce obținut din urmă la asta? Că așa e corect, așa a fost. Eu nu știu, de ani, eu nu știu, de când că eu cu domnul ministru am spus. Dar domnul ministru zice, da, dar eu, asta e lege și eu nu pot să mă supun lege. Că eu îi spun, uitați-vă, majoritatea sportivii de bază sunt la mine la școală. Finanțați școala noastră de casă. Și noi de ce? Suntem școală, Ministerul Interiorului Sportului. Banii statului la minister vin la, tot la stat. Noi procurăm bilete, ne ducem cu sportivii care trebuie. Nu, nu avem dreptul, că avem bani care trebuie să dăm numai la federație. Nu, și care tolc din asta? S-o dată federație și tot nu putem să ne ducem. E că este lucru. Eu cred că aici este o greșeală. Eu cred că ministrul, eu vorbit cu domnul ministru, tot a zis că noi trebuie să, eu nou venit, trebuie să revadă lucrurile astea. Că asta e furt, asta e tăcăre. Asta nu e normal. Statul, ministerul, înainte așa doar era. Era un antrenor de stat, se numea gospodar și de trener, așa. De exemplu, spuneam așa, că nu poate și la noi la 30 de sporturi, 30 de oameni. Era o persoană care avea un sport strategic. De exemplu, box. Și mi-a dat două, trei, de exemplu, sporturi de mână, două, ca tenisul, de masă, tenisul, de câmbă, acolo, șaște, care ele mai slab. De exemplu, lupta, de exemplu, poți duc unul, lupta greco-romană, lupta liberă, ori eu nu știu cum acolo, atletica și încă vă două, trei sporturi. Și așa era, și specialistul ăsta trebuie să știe toate mișcarea din sportul cu tare. Ce este la Gremâncăuți, ce se petrece acolo, ce este încolo, ce este în alt sat, ori oraș, ce se întâmplă și în ce situație se află boxul astăzi, se desfășoară competiția, de exemplu. Eu voi spune încă un lucru. De exemplu, desfășoară campionatul Republicii Moldova la box. Este regulament care e semnat de Ministrul Sportului și de, cu ștampilă de președintele Federației de Box. Acolo scrie clar tot punct cum trebuie să îndeplinească. Și acolo sunt încălcări grosolane. În regulament. În regulament. Dar despre ce noi putem? Cine controlează asta? Este prima dată și Federația de Volei anul trecut. Eu vă spun. Trebuie să fie, înainte așa era, comisia de mandatare, unde trebuie să fie 2-3 oameni, la guvern vine, poate fi reprezentant Comitetul Olimpic, la Sport Olimpic și încă la Federație persoană. Dar au venit echipa de la Gremâncăuți. Ia veniți încoace să vă vedem. Cine este? Petru,
ce rezultat are, unii el, ce el a făcut și cum el poate să practice. Așa era doar, asta e disciplină. Dar nu vin fără pasport, oricum niște pașapoarte făcute, nu știu unii, în podval vin cu pașapoartele cele. Vin cu... Nu-i corect, înțelegeți? Nu-i corect. Orice, de exemplu, arbitrajul. La noi se arbitrează cu noi, mă fură niște lupte care iese la o comandă, de exemplu, a fost Cvăsiuc la Campionatul Republicii. A fost furat? Corect, a fost furat și gata. Dar e cât de cât spate. Sunt momente, că spate momente bune sunt. Dar oricum, trebuie și ei colegi de arbitri, care trebuie cineva să conducă cu dânsă, ei trebuie și oameni plătesc, este regulament de plată. Și ar fi, eu cred că ar fi... Așa, în modul ăsta ar fi corect. Ar cum ați reușit să aduceți Campionatul Republicii la Grima în Căuți? Pentru că până acum se făcea pe la Chișinău. Eu vă spun că eu chiar, vedeți că noi putem să vorbesc cu ministrul sportului, domnul ministru, dați să facem la Grima în Căuți, că noi avem deci, sportul de bază la Grima în Căuți. Acolo e casa boxului. Da. Dar acum m-a dus și m-a rugat mult președintele federației. Zic, hai să facem la Grima în Căuți. Hai că el l-am convins și am făcut la Grima în Căuți. Și eu am făcut un campionat în așa mod. Și le-am arătat. Ia că așa trebuie de desfășurat la Chișinău campionat, că aici e capitala. Și în capitală sunt toate condițiile de a desfășura un campionat la cel mai înalt nivel. Dar noi am făcut, eu s-o cot că la un nivel foarte... Deci cu toate condițiile care îți cer Federația Internațională, chiar și Mănușă nu a venit la Federație, eu, Ghinic, am avut eu Mănuș. Este tot un regulament de care Mănuș, de care marcă și de câți greutate eu am avut de astea și am introdus Mănușele mele în competiție și am zis, deci s-o mai desfășurat și înainte. Deci asta a fost a patra oară campionat. Deci, dar în ultimii 10 ani? N-am făcut 10 ori 12 ani. Un deceniu? Fost, un deceniu nu s-a desfășurat și iagă cum. În acest an nu ne va avea loc. Eu nu pot spun că... Ar trebuia să știi de la începutul anului. Înseamnă că nici federația de box nu are strategie. Eu cred că în Chișinău o să vedeți desfășura, fiindcă știți cum la noi spune că trebuie la Chișinău, că în Chișinău e centru și vin și de acolo și de acolo și e mai ușor pentru... Pentru toți. Pentru toți, da, că e mai aproape, nouă ne mai departe, suntem la 250 km. Dar e cități aproape în prejur și pentru dânsi mai ușor, dar pentru noi e mai greu. Dar nu nică, e la Chișinău, la Chișinău. Și eu îți vreau încă, dacă spate, o întrebare foarte importantă în sportul moldovenesc. Deci, problema antrenorului. Antrenor. La noi, așa e pus că antrenorul este, e socotit el așa ca o a cincea rată la căruț. Ca antrenor. E și el acolo îmblă. Ia că noi sportivi vin. Dar antrenorul e acolo cu dânsul și el îmblă de urma lui ceva. Faci că cândva a fost un om de stat, prin anii 90, care le spunea la antrenori lingurare. Adică îmblă și el cu lingură de urmă sportivă. Care asta e o greșeală foarte mare. Și cu părere de rău, eu ating problema asta, că sunt mulți antrenori de mai mari ca mine, de-am și eu, de-am la vârsta de pensionare, și oamenii ce e supărați, e clar supărați pe ce se face la noi în țară cu antrenori. Că vă dau un exemplu, eternare față de antrenori, deci e eternare urâtă. Să dă rentă vejere la sportivi care au avut performanță la Jocuri Olimpice, la Campionate Mondiale, Campionate Europene. În alte țări se dă și la antrenori. Eu m-am adresat nouă dată și la domnul Juraschi, și la miniștri care erau mănânți. Dar noi am muncit, noi doar am făcut. Eu doar am ridicat sportiv. Eu, dacă nu eram eu la Grima în Căuți, nu eram medalii este multe care eu le-am adus, doar eu. Persoana mea, familie, numele meu. Și sportivii mă adus. Au fost unul și a fost altul și a fost altul. Eu am creat. Deci eu n-am drept și eu la o rentă viageră. Că nu în alte țări nu. Eu am scos din internet, din legea sportul românesc a scos rentă vejere printre antrenori. Zic, ia că poftim, uitați, țara vecină. Că amele rezultate, adică eu dacă ar fi în România, eu am rezultate care aș putea să prinesc rentă vejere în România. Ce-au făcut, ce-au sucit, ce-au învârtit și m-am adresat și la doamna Palicovici, care e vicepreședintele Parlamentului, zic, doamnă, uitați-vă, că nu e corect așa. Da, e păzit, da, eu știu că, dar cine știe, cine e antrenorul
lui domnul Bucciu Mihai Diuniu, nu știu, putea are vreo 10 antrenori. Zic, cum așa? Zic, tot scrie, tot e controlat, cum? Nu poți spune sportivii, nici că sunt alți antrenori. Este, că tot scrie, câți ani trebuie să lucrezi, ce ai făcut tu ca să ajungi sportivul cealaltă. Tot nu s-a făcut nimic. M-am adresat și la domnul ministru de acum, vedem, el tot lui a fost interesant și el a zis că mi-a situația asta financiară în țară, dar el a zis că numai decât problema asta s-o rădice. Eu am dat și altul exemplu, am dat. De ce oamenii din cultură au putut să căpete o pensie de merit, care foarte bine, bravo, că acolo scrie și dacă omul de cultură, eu știu, din pictură, din artă, din muzică, din creație, cu ceva important pentru țara noastră și a ajuns la vârstă de 60 de ani și este o comisie care decide el să primească, de exemplu, o pensie egală cu un salariu mediu pe țară. De ce nu puneți în... Aici și antrenori, adică tot, că aici antrenori mai ușor, adică ai pregătit aceea și mai ușor. Și tot ghinear și nu se poate. Eu nu înțeleg. Și încă vă spun, e clar, cu toată rușinea mea și astea, vă spun, e că este legea de sport, de exemplu. Dacă eu am pregătit un campion al Republicii la box, alții la lupte, la sportivul primește o premie de 2000 de lei. Asta premia Ministerului Tineret Sport, care acolo să iau niște alocații care pentru acolo, fondul social și rămâne cât acolo. Și scrie în lege că antrenorul trebuie să primească exact atât cât primește sportivul. Adică acolo scrie până la 3000, da, la noi, de exemplu, se dă 2000, la se dă 1000, deși 1000, la antrenor nu se dă nimic. Cu părere de rău. Dar asta doar e munca mea, așa să luăm. Da, eu 5 ani la rând, ori 6 ani, dar 10 ani, am 5 sportivi, 5 campioni, 6 campioni, 7 campioni și uitați-vă. De ce eu munca mea, eu trebuie să o pierd. Statul nu trebuie să ne dăie ce e în eu, nu? Când n-am. Dar dacă eu am pregătit și am... trebuie să prindesc asta, de exemplu, pot să prindesc. Vă 5.000, vă 6.000, este banul meu. Daniel, de ce nu? Ei, tădata antrenorii dă la o parte, că e lor nouă. Nu le trebuie. Asta tot e o greșeală mare în sportul, adică atârnarea față de antrenori. Și chiar eu de la televiziunea dumneavoastră chiar vreau să rog, eu și ministrul chiar au zis ca să implice și chiar e de dorit că se implice și organele ierarhice a statului. Eu chiar spun că eu nu odată am vorbit cu domnul Jurască. Se vede că el a făcut pentru sportiv, a ridicat acolo mai mare, el tot e sportiv, să aibă, da, antrenori, ce le trebuie la antrenori? Nu le trebuie. E clar că s-a fost să votat noi pentru un antrenor, e clar că el avea să facă și pentru, știi ce înseamnă antrenor. Dacă el nu știe, îți gândește că asta nu le trebuie la antrenor, înseamnă că... Și vedeți de urmă ce se întâmplă. Dacă uitați, eu mă uit în box. Noi, antrenori tineri, nu tare avem. Deci ține de antrenori cam de vârsta mea plus minus 5 ani, plus minus 5 ani. Ori mai în vârstă, ori mai tineri. Dar în urmă, deci la noi încă sunt, dacă la noi la școală eu văd că încă lucrează. Dar eu așa, dacă eu în geri, nu, și în alte sporturi tot așa. Și acum îți pui întrebarea. Poate așa specialitatea asta se face, să ducă, să zică, gata, noi antrenori nu avem, aducem antrenori după graniță, aducem sportivi după graniță, că cu părere de rău, noi în țara noastră nu avem nimic. De asta se face, parcă ar fi artificial, se face tot lucrul ăsta. Ați primit oferte să antrenați în altă țară? Eu, știți, eu am o stimă mare, nu vreau să mă laud, dar în toate țările europene și în Asia și în America, unde mă duc, deci eu mulți ani particip, mă întâlnesc cu mulți antrenori, antrenori vestiți din toate țările astea mari, unde noi cu cei mai mari stimă ne antrenăm unul față de altul. Dar să vă spun, deci eu niciodată nici n-am căutat momentele astea. Dacă credeți că eu scaut, eu îți găsă, repede îți găsă. Câteți, știu că înainte știți, vine, e, cine? E, Moldovne, dacă l-au venit și mă șuișim și le trăgem o bătaie și gata. Dar pe urmă, opa, când vin eu cu 4-5 boxiori, opa, deci stai cu moldovanul, ne bătem cam, trebuie să ne tremură picioarele și la ucrainieni și la ruși, trebuie să deam gata, stai, dar cum ar și?
cam cum noi cu moldovan ne batem. Așa e problema. Deci eu nu mai am nicio dorință, eu nici n-am avut niciodată, că bogat tare nas și eu niciodată așa cum sunt. Eu așa și eu. Dar ce spuneți de sportivii moldoveni care părăsesc țara pentru alte țări? Eu nu știu dacă este cazul la box, dar avem la halter, la atletism. Eu voi spune un lucru. Haideți, știți, parcă deodată când te gândești, da, băi, cum așa? Da, dar ce spune? Eu vă spun. Ia că vă dau un exemplu. De exemplu, premiantă la Jocul Olimpic, campion european, primești 10.000 de lei. Băi, uite bursă de 10.000 de lei. Da, dacă în altă țară, numai membru lotului de box, de exemplu, îl primești, de exemplu, 2-3.000 de euro. Pe lună. Apoi, despre ce zgrăiem noi? Și dacă s-au dus sportivii, e clar că știți că, depinde cum, dar dacă lui eu promis că el se duce și lui îi dă, de exemplu, eu nu știu, le dă 3-5.000 de dolari, s-au dus luptătorii ăștia, unii s-au dus și împărtiți pe gine și le dă tot. Le dă tot, na, duceți-o și na, vă. Și el știe că se duce să dedicați încă 10 ani după grăniță și răzvie acasă și a să aibă o avere oricare, că el poate să întreține pe dânsul și familia lui în continuare cât el a străiască, apoi e altă lucru și așa și cu halterofile. Înțelegeți, aici toți, aici când l-a duci, e mai periculos. Dar când s-a dus, stai, dar puțin-l, dă-i și lui măcar ceva. Nu poți să-i dă-i, de exemplu, atâția bani cum dă-l după grăniță. Că eu vă spun, și credeți că băieții nu știu ce înseamnă după grăniță un sportiv. Ție, de-al de Gojan, de-al de Belăuz, de-al de ăsta Galăgoț, ăștia sportivi mari, ei costă mulți bani. Și mă ținim de tătă, că toți arăjăm în Ministerul din Tine să aibă un salariu de clor. Mai primește o bursă și să luptă băieți și e bine și așa, dar dacă sportivul vede că are o ofertă mai mare, îți duc, asta, știți, asta cam. Noi cu soarta sportivului, dacă n-are statul cu ce să-l ajute, deci el hotărăște. Cum? Domnule Petru Cadu, cam atât pentru astăzi. Vă dorim mult succes în continuare, să reușiți să faceți acest plan de a avea un liceu internat în Grimă-Încăuți, să aveți parte de sportivi în continuare care se ducă faima țării noastre și, cum am mai spus, dă Doamne, să avem 4 sportivi calificați la Jocul Olimpic. 4, eu spun că e greu, dar... Dar unul, dacă mă vie, păi să fie rezultat mare, dar dacă doi, păi și foarte bine. Cu noi arată statistica 1 ori 2. Putem să avem, adică după statistica la mulți ani care am participat. Deci îi lupte. Deci eu ca antrenor nu trebuie numai să... Adică să-i soarta noastră. Mă gândesc cum să fac antrenamente bune, câte mai calitative antrenamente, cum, ce să-i dau la cutare sportiv, la cutare ce-am văzut. În afară de asta, noi trebuie să facem lupta asta înăuntru, că vie în țara noastră, nicătând și bani nu spun, dar mai sunt niște oameni care pun chedici la dezvoltarea a noastră. Deci ne pun chedici nouă din unul. Dragă, aici trebuie de stârpit oameni. Ești așa, atunci atât să mergem așa cum suntem noi, cu banii ăștia care avem noi. Și atunci ar fi normal. Vă mulțumim mult! Da, poftim. Vă mulțumim și vouă, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi la această ediție specială. Rămâneți în continuare alături de Moldova Sport. La revedere!